Atunci când oamenii se gândesc la inteligență, unul dintre cele mai mari stereotipuri care apar este acela că oamenii inteligenți tind să fie singuratici. Deși nu toate persoanele inteligente sunt așa, de fapt, multe sunt foarte populare, există un oarecare adevăr în acest lucru. Creierele inteligente funcționează diferit, așa că, pentru a înțelege mai bine acest lucru, în acest material video vom încerca să explicăm de ce oamenii inteligenți sunt mai singuratici. Ei nu se integrează. A avea un nivel ridicat de inteligență poate face din cineva un proscris. Oamenii inteligenți sunt adesea cufundați în lumea lor interioară, ceea ce poate părea că sunt detașați și distanți. Adesea au idei care depășesc interesul colegilor lor și le este greu să ajungă la un numitor comun, ceea ce îi face mai incomozi în conversații. Lucrurile pe care le spun și le fac sunt ciudate și nefirești, iar pentru ceilalți pot părea pur și simplu greșite. Se simt neînțeleși. Oamenii inteligenți au adesea mai multe nevoi decât colegii lor, fie că este vorba de planul personal, academic sau social, oamenii inteligenți au adesea nevoie de o provocare suplimentară. Ei sunt mai emoționali, au nevoie de mai multă stimulare și meditează în mod constant la lumea din jurul lor. Deși acest lucru îi face să iasă în evidență, lasă, de asemenea, loc pentru o mulțime de neînțelegeri. Ei au nevoi care depășesc ceea ce se așteaptă în mod normal de la cineva, ceea ce poate fi respingător pentru ceilalți. De fapt, pot avea note slabe la școală, deoarece materia nu este suficient de stimulativă pentru ei, ceea ce poate aduce tot felul de etichete. În unele scenarii, aceste persoane pot fi percepute ca fiind reci sau intimidante, chiar dacă nu sunt nici pe departe așa. Conectarea cu ceilalți este dificilă. Faptul de a avea un nivel ridicat de inteligență, indiferent de formă, poate îngreuna crearea de conexiuni cu cei din jur. Persoanele inteligente pot considera că ceilalți nu sunt interesați de ceea ce au de spus și că le este greu să găsească interes în ceea ce vorbesc alții. Oamenii inteligenți tânjesc adesea după conversații mai profunde și cu mai multă substanță, ceea ce poate fi dificil de obținut de la oamenii din jur. S-ar putea să nu obțină același lucru din bârfe ca atunci când vorbesc despre idei filozofice, artă sau despre ceva care îi pasionează. Niveluri ridicate de empatie. Persoanele cu un nivel ridicat de inteligență au adesea o mare empatie față de ceilalți, uneori atât de multă încât devine problematică. Lucruri precum știrile din lume îi pot doborî, chiar dacă problema nu îi afectează în mod direct. Tragediile din lume îi pot răni și, în mod similar, problemele cu alți oameni pot avea un impact și asupra bunăstării lor. Faptul că au un nivel ridicat de empatie îngreunează situația atunci când au de-a face cu oamenii și cu problemele lor, așa că persoanele de acest fel vor avea adesea nevoie de mai mult timp pentru ele însele. În timp ce o persoană inteligentă poate părea rece și distantă, de fapt, ea simte atât de mult încât are nevoie de timp pentru ea însăși. Prea multă autoizolare poate duce la singurătate, împreună cu stigmatul că timpul lor de reîncărcare îi face să pară reci. Creierul lor funcționează în mod diferit. În ansamblu, oamenii foarte inteligenți gândesc diferit față de cei din jurul lor. În timp ce acest lucru poate face dificilă integrarea și poate fi ușor de înțeles greșit, există mai mult de atât. Creierul oamenilor foarte inteligenți funcționează diferit. A fi capabil să proceseze și să formeze idei cu o viteză mare este neobișnuit și poate determina o persoană să acționeze în moduri ciudate. Aceștia pot divaga despre idei care par fără sens și sunt atât de complexe, încât este dificil pentru cealaltă persoană să le înțeleagă sau chiar să priceapă de unde vin aceste idei. Ceea ce are sens pentru ei poate fi greu de explicat altor persoane și pot jigni involuntar pe cineva atunci când nu au vrut să o facă. În general, faptul de a avea o minte diferită va afecta drastic modul în care privesc lumea și modul în care lumea îi privește pe ei. Oamenii inteligenți au creiere diferite care necesită nevoi diferite. Deși poate fi greu să construiești conexiuni, nu este imposibil. Găsirea unor grupuri de persoane care împărtășesc interese similare poate fi dificilă, dar plină de satisfacții. Vă reamintim că am lansat și un canal dedicat în exclusivitate citatelor motivaționale. Pentru cei care doresc să se aboneze, am lăsat un link în descriere. Vă mulțumim pentru atenție!